Vasile Miriuța a sunat adunarea în această dimineață la stadion. Fotbaliștii au plecat cu autocarul spre Maribor. Printre aceștia, Andrei Penteleu, noul component al clujenilor, dar și câțiva juniori aflați în pregătire cu echipa mare. Portarii Mincă și că sunt și ei în lot, deși se vorbea despre o despărțire de aceștia. Și capitanul Mario Camor a acceptat să continue în gruia. Este foarte atașat de club, este foarte apreciat de club, este apreciat și de noul antrenor și rămâne în continuare la CFR. Referitor la stabilitatea clubului, vreau să vă spun, așa cum probabil toți, toți știți, că la acest club salariile sunt la zi, nu există niciun fel de restanțe, există o stabilitate a jucătorilor, ne consultăm în permanență pentru a avea un lot bun din punct de vedere calitativ, vom vinde jucători doar dacă îi vom putea vinde la valoarea financiară corespunzătoare valorilor sportive. În niciun caz nu vom vinde jucători doar de dragul de, de a încasa niște sume mici de bani. Perioada transferurilor de vară pentru ediția 2016-2017 a campionatului se va încheia în 5 septembrie, iar Vasile Miriuță încearcă să-și pună la punct un lot care să permită calificarea în play-off-ul Ligii 1. Ce depinde de mine, voi face tot posibilul cu echipa CFR Cluj să ajungă în sezonul următor, în campionatul viitor, cât mai sus sunt sigur că și țelul jucătorilor este acest. În Slovenia, ceferiștii vor disputa patru partide amicale, prima, joi, 30 iunie, cu Rudar Veleni. Tot aici, echipa din Gruia va pregăti tactica pentru primul trofeu al noului sezon Super Cupa României, care se va disputa pe Cluj Arena pe 16 iulie de la ora 21.45.